Parlamentul a votat marți, în ședință comună, conducerea Curții de Conturi și a Autorității Naționale de Reglementare în domeniul comunicațiilor, ANCON, noile funcții fiind împărțite între clienții PSD și PNL. Iată cum conducerile instituțiilor statului devin, în curând, afacere de casă ale PSD și PNL, în care nu mai este lăsat loc de democrație, profesionalism sau legalitate. În baza algoritmului politic, AUR trebuia să aibă un reprezentant la Curtea de Conturi. Însă nu s-a admis acest lucru. USR are, UDMR are, toate celelalte formațiuni au reprezentanți la Curtea de Conturi și la alte instituții din statul român, în virtutea aritmeticii parlamentare. Abuzul de putere petrecut zilele trecute este însă fără precedent în activitatea parlamentară, cel puțin la ultimilor 10-15 ani. Din partea PNL, domnul Pavel Popescu a fost votat vicepreședinte al ANCOM, fără ca acesta să aibă studii de masterat necesare ocupării acestei funcții. Probabil nu au avut în PNL pe nimeni cu masterat, încât au ajuns să încalce legea. Și ce dacă? Sunt la putere. PSD le-a oferit câte un post călduț mai vechilor lor clienți, domnii Mocioalcă și Pontea, mai ales după ce ultimul nu și-a mai găsit loc în Parlament în actualul mandat. Să urmeze la rând familia Vasilescu Manda pentru cine știe ce alte sinecuri de partid și de stat. Pentru PSD și PNL nu trebuie să știi carte, nu trebuie să respecti legea, e suficient să fii membrul lor.